Controlele făcute de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT în perioada sărbătorilor de Paște au scos la iveală abateri ale comercianților. Aceștia au primit amenzi în valoare de 4.600 de lei și le-au fost confiscate ouăle și carnea găsite cu nereguli. În perioada sărbătorilor de Paște au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.600 de lei și au fost confiscate 75 de kilograme de produse alimentare, ele nefiind etichetate corespunzător, astfel încât să ateste salubritatea produsului. Produsele cu probleme au fost descoperite în piețele și târgurile din județ. Potrivit reprezentanților de SVSA, atât carnea cât și ouăle confiscate au fost distruse. Cât privește punctele de sacrificare a mieilor, aici nu au fost descoperite nereguli. Numărul animalelor sacrificate a fost însă mai mic față de alți ani. Comparativ cu anii anteriori, sacrificarea a fost într-un număr mult mai redus față de anii anteriori, sumând pe județul Olt, din raportările colegilor mei de la centrele de sacrificare, 600 de mieluți au fost sacrificați. Potrivit celor de la DSVSA, nu a fost luată măsura suspendării activității pentru niciun comerciant.